Salut, eu sunt Gelu, sunt consultant independent. Am fost întrebat mult timp ce anume presupune activitatea mea de consultant și accelerator de produs. Pentru că orice senior cu un PFA poate fi un consultant. E bine, diferența la un accelerator de produs este modul în care te poziționezi față de sistemul de referință care rezolvă sau care definește contextul problemei. În acest articol am încercat să răspund dincolo de expunerea metricii, am încercat să propun câteva potențiale răspunsuri pentru problemele majore din comunitatea de IT, industria IT din Cluj, așa cum am văzut în ultimii ani. Respectiv, calitatea livrabilelor, costul outsourcing-ului și blocajul din HR. Revenind la metrică, avem două dimensiuni. Există o dimensiune tehnică, cea în care alegem limbajul de mediul de dezvoltare, de fapt până la limbaj, și una de business orientată spre negociere. O să trec peste slide-ul ăla pentru că între timp de dimineață până acum le-am inversat, o să revin la el. Cunoaștem până în prezent aproximativ 700 de limbaje de programare și doar aproximativ 10 paradigme de programare. Care este legătura dintre ele? E bine, un limbaj de programare este un sistem ortogonal format din mai multe paradigme de dezvoltare software. Și atunci, revenind, ce sunt cele 700 de limbaje de programare? Sunt ele reinventări a ceva ce a fost deja demonstrat? Răspunsul este nu. Pur și simplu, sunt piese din puzzle sau pași succesivi spre obținerea unui super limbaj. Problema este că până în prezent, datorită modului de a specifica paradigmele de dezvoltare software, având în vedere că sunt foarte bine specificate, sunt efectiv probleme de rezolvat, unele dintre ele sunt extrem de eterogene. O să revin acum. Este un studiu, diagrama asta este un studiu publicat de un cercetător chinez în 2005, de aia se oprește la 2004. Cele mai evoluate limbaje de programare în momentul ăsta sunt Java și C#. Revenind, ce ar fi un super limbaj? Un super limbaj ar fi acel sistem ortogonal care să reunească absolut toate paradigmele de dezvoltare software. Dacă la 1956, așa cum vedeam pe studiul lui Chen, singura noastră problemă era de a automatiza niște secvențe, de a automatiza imperativ niște secvențe, respectiv, nu știu, aprinde un bec, stai 10 secunde, pornește o garnă, mai stai 5 secunde, după aia acționează un electromagnet, ceva de genul ăsta, și ulterior am reușit să, ne-am dorit să putem defini aprinderea becului, nu aprinde, stai 10 secunde, stinge și atunci să avem doar o denumire pentru asta, setează becul on-off cu parametrul respectiv pe 0 sau 1, după aia setează goarna on-off 0 sau 1, am ajuns la o zonă funcțională în care să putem transmite spre o funcție care rezolvă mult mai multe, cum ar veni să împachetăm secvențele de cod, nu știu câți dintre voi ați programat în asamblare sau vă amintiți despre lucrurile astea, secțiuni, bucăți din comenzile astea iterative să fie grupate în funcții. La 1956 totul era undeva în zona asta. Ulterior, în schimb, am vrut să definim metamodele. Cum o să facem să luăm pe seturi de date sau să definim pur și simplu entități care să ne rezolve problema la nivel conceptual. Erau primii pași spre arhitectură. Nu întâmplător v-am pus acolo, este o liniuță aia cu limbaje, ca să vedeți unde anume și de ce Java și C# sunt cele mai evoluate limbaje de programare din punctul ăsta de vedere. Lucrurile se complică pentru că vrem să definim șabloane.
Și a apărut această paradigmă de object-oriented. Vreau să încapsulez toată activitatea la un nivel superior, astfel încât toate implementările ulterioare să fiu sigur că se apropie cât mai mult de modelul meu. Concurență. Trebuie să pot duce pe același procesor să pot rezolva mai multe incidente sau mai multe activități legate de automatizare. Iar ulterior este paradigma legată de event-driven development, în care am UI și vreau pe UI-ul ăla să fie cât mai, să am un user experience. Deja lucrurile s-au complicat. Haideți să încercăm să definim hiperspațiu. Revenim la 1956. Deci dacă la momentul respectiv era suficient, aveam doar 3 paradigme și un sistem ortogonal de maxim 3 dimensiuni, a patra nu era pur și simplu, nu te puteai gândi la ea. Foarte rapid s-a ajuns la imaginea aia, am căutat-o foarte mult, pentru că norișorii respectivi, pe graficul de 3 dimensiuni, stai să moare, nu? Merge de bine de data. Ok, era un pic de animație. Forma lor nu este întâmplătoare. E ascendentul pe care îl are fiecare limbaj în fiecare paradigmă. Distanța față de centrul sistemului de referință reprezintă cât de mult rezolvă fiecare limbaj de programare din fiecare dintre acele paradigme. Forma norișorilor e dată de așa. Deci asta este output-ul, practic. Asta este modul, este ceea ce evaluăm noi în mod normal la un limbaj de programare. Forma respectivă de acolo este o încercare de a reprezenta stringul în 10 dimensiuni. Nu are neapărat legătură aici, dar am vrut să pun, cum să zic, o reprezentare suficient de complexă încât să merg dincolo de norișorii ăștia în 2 dimensiuni, sau maxim 3. Și atunci, cum alege? Eu vă propun un alt sistem ortogonal format din 4 dimensiuni. Una dintre dimensiuni este natura problemei, o altă dimensiune este cultura, expunerea, cultura producătorului de software, o altă dimensiune este reprezentată de constrângerile impuse și ultima dintre ele moda, trendul. De ce este importantă natura tehnică a problemei? Pur și simplu trebuie să știm cui ne adresăm. Câți user concurenți o să avem la un moment dat? Trebuie să rezolvăm ceea ce acum de ce se pune acum foarte mare accent, collision, mereu collision, pentru că avem tot mai multe date care trebuie accesate în mod concurent. Cât de bine rezolvă un limbaj la mod nativ problema expusă, sau cum să zic, parte din problema pe care eu vreau să o rezolv. Și în ultima dată, moare cineva sau nu moare. Dacă produsul meu este adresat unui device care se aplică pe un sistem de întreținere, de monitorizare a vieții sau de întreținere a vieții, pur și simplu, este un din domeniul medical cele mai apropiate, nu am voie să am crash. Pur și simplu. Și atunci, toată această dimensiune este legată de expunerea, potențiala mea expunere ca și produs către crash, către eroare. Am voie să am downtime sau nu am voie să am downtime pe el? Fiecare producător ulterior are rigori interne. Deja dacă mergi și uite cum e și Betfair și sunt atâtea firme care merg spre zona de corporate și lucrează doar cu anumite, lucrează dedicat cu anumite limbaje și anumite medii de dezvoltare. Betfair până nu de mult era doar pe Java. Acum am înțeles că și-au făcut și ceva divizie mică de C#. Anyway, acum un an sau 2 ani de zile, cel mai probabil dacă vrei de la Betfair să ceri un produs, spuneau, noi facem Java. În principiu, cam asta era. Ține de cultura producătorului de software. Disponibilitatea resurselor. Betfair avea la început un departament, dar foarte mic de C#, care înseamnă că în momentul în care veneai și spui, nu, eu vreau Betfair pentru că știu ce face Betfair, dar vreau soluții de C#, Betfair venea și spunea, nu prea le am acum, trebuie să aștepți. E important.
sau dacă nu vrei să aștepți, să te replanifici și o să te coste mai mult pentru că trebuie să îmi sting, cum să zic, relația cu celălalt beneficiar, de exemplu. Costurile, care sunt? Probabil BSFM are problema asta, acum nu cunosc foarte bine produsele lor, dar există limbaje de programare, gen Objective-C, pentru a căror implementare, pur și simplu resursele implicate în limbajele astea de programare, sunt foarte scumpe, sunt rare și ca orice lucru rar e scump. Și nu mai departe, gustul. Adică eu știu, ca și profesional, pe un pipeline în care intră cerere pentru un proiect și eu merg ulterior la echipă și spun, uite, este chestia asta de făcut, evaluează-o, în ce vrei anume să o faci, fiecare are tendința să spună, eu am să o dezvolt în, nu știu, C-Sharp sau MVC sau ASP.NET Classic sau whatever, pentru că în el am cea mai multă experiență, mă simt cel mai confident și știu că livrez cele mai puține bug-uri cu el. Există partea asta de discuție, care aici sunt deja două dimensiuni care se stereotipează foarte mult. Întotdeauna ne grăbim, livrăm cu erori, pentru că beneficiarul se grăbește și nu-i ajung banii. Dacă nu-i ajung banii, trebuie să ne încadrăm cumva în timp. Deci ne încadrăm în bani, ca să ne încadrăm în bani, trebuie să ne încadrăm în timp și e un cerc vicios în care ne învârtim și ulterior îl folosim ca stereotip, ca și scuză, să nu livrăm o chestie calitativă. Cel mai important însă în secțiunea asta este scopul produsului. Este ceva, fac pre-sale sau fac un sale final? Am un produs la final. Pentru că dacă fac doar un proof of concept, fac un POC experimental sau mă distrez eu pe licența mea sau pe teza mea sau pe... e ceva cu utilitate puțină, nu trebuie să pun foarte, foarte multe comment-uri în cod. Nu trebuie să implementez ceva arhitecturi extraordinare care să-mi asigure infailibilitatea sistemului. E o zonă în care, în schimb, dacă mă duc spre ideea de produs, produsul e folosit de o anumită gamă de oameni, vor fi întotdeauna mulți user concurenți, vor fi întotdeauna probleme de user experience foarte enhanced, foarte elaborate, vor fi mai multe din partea de paradigme de care v-am expus, vor fi foarte multe la care trebuie să fiu atent. Ca atare, o evaluare pe un produs versus un proof of concept sunt complet diferite. Sunt foarte mulți care fac proof of concept și se opresc. Proof of concept înseamnă în cel mai bun caz 30% dintr-o soluție finală și spun, în funcție de cum a făcut proof of concept, ei evaluează produsul exact la nivel de proof of concept. Ca atare, apare collision-ul legat de nu terminăm. N-am impus un am asumat un deadline care nu mai reușim să-l onorăm. Ultima dintre ele e un alt stereotip și constrângerile legate de acest stereotip vin în mare parte din vânzări. E foarte, să cum să spun, nu e neapărat foarte ușor, dar e mult mai ușor să merg la un client și să-i spun, fii atent, suntem în 2016, tu ai problema, ai un site de făcut și o să-ți-l fac în Angular, JS, vânzări. E genial ăla, bă, știu că am auzit, am luat masa ieri cu cineva, l-a sunat unul și el îi spunea exact chestia asta, adică AngularJS 2.0 este ultima născocire. Marea problemă acolo este că nu ai nicio legate de aceste produse New Age, nu sunt suficient de mature. Ne fiind suficient de mature, dacă nu știi niciun produs stabil care a fost livrat cu limbajul respectiv, nu pot să ofer garanții, cele legate de siguranță, poate sistemul crapă și eu tocmai mă ocupam de un bolnav, nu am suficiente garanții pentru clientul meu. De cealaltă parte, în schimb, mi-e foarte ușor. Toată lumea studiază asta azi. Toată lumea studiază asta azi. Și atunci ce se întâmplă? Există Stack Overflow. Pe Stack Overflow toată lumea postează și toată lumea se inspiră de acolo. Ca atare, o să am foarte multă informație, probleme gata rezolvate, legate de problema mea actuală, pentru că e foarte curentă. În schimb, resursele devin
devine o ștrangulare pe, și aici e mare parte din blocajul din HR. Toată lumea vrea dezvoltator de AngularJS. N-ai de unde să scoți. Este un bazin finit, suntem în Cluj, e un bazin finit, suntem, nu știu, 12.000, 15.000 de dezvoltatori, dintre care probabil sunt, nu știu, 5.000, 7.000. Și la dat se termină. Fiecare dintre noi, absolut fiecare firmă, Betfair vrea să mai angajeze 1.000 de oameni, Airbus vrea să mai angajeze 2.000 de oameni, mai vine Pitec, mai vine nu știu care, și toată lumea moare. Atunci, toate lucrurile astea și acest blocaj, de fapt, trebuie mitigat. Părerea mea, pe viitor, accentul mare care până acum s-a pus pe HR, avem nevoie de departamente de HR care să știe să recruteze mai bine, să știe să atragă cele mai bune talente, să știe să țină o armonie în echipele de dezvoltare, va trece pe managerii de tehnologie. Pentru că acești manageri de tehnologie trebuie să preia responsabilitatea de a negocia cu clientul final și să explice că, ok, AngularJS, there is no history, nu am cum să-ți asigur securitatea produsului tău, unul dintre ele, a doua, nu am resurse. Dacă vrei să fac rost de resurse, având în vedere că toată lumea se uită la ele, vor fi scumpe, ca atare eu, ca intermediar pentru produsul tău, îți voi livra un produs foarte scump. Foarte scump. Mulțumesc! Questions? Ce limbaje să folosim pentru a educa copiii din clasele 1-4? E foarte simplu, este aici Cipri. Eu cred că pentru zona asta vor dispare limbajele efectiv de scris. Există zona de Domain Specific Languages, e programarea prin blocuri, pur și simplu, prin noțiuni cu semnificație, care vă face deploy de cod. Nu trebuie să știu eu cod. Pot să nișez problema foarte mult, cum am nișat-o Ciprian, a nișat problema asta, ridică-mi Ciprian. Ok? Salut Ciprian. Dacă nișez problema foarte mult, cum a făcut el pe warehouse management, deci pe logistica din depozite, pot să spun exact câte entități am, respectiv livrare, recepție, ce se mai întâmplă acolo, mișcări în depozit, și ce stă la baza lor, relațiile dintre ele, cum sunt cu sens, într-o parte sau în alta, și ce stă la baza lor. Dar care limbaj, totuși? Care limbaj ar fi? Ca să vedem un limbaj anume, că e generic răspunsul. Am folosit, în mod special, am mers în ideea asta de paradigme de programare și nu paradigme de C-Sharp, pentru că programarea în sinea ei este technology agnostic. Faptul că eu știu să lucrez cu un limbaj nu face decât să-mi dea un job foarte rapid în Betfair. Atât, pentru că Betfair are nevoie de AngularJS ieri. Dar noțiunea și... Da, clasa 1-4, dacă ar trebui să începem de mâine un curs pentru copii din clasa 1-4, ce limbaj să folosim? Nu cred că e vorba de un limbaj. Nu cred în asta. Eu cred în definirea unor relații logice și a unei gândiri structurate din punct de vedere algoritmic. Repet, scheme logice și DSL Domain Specific Language, licența lui Ciprian, e un, ce să zic, un deschizător de drumuri pentru asta. Întrebat bun. Cam pușor să întreb ceva. Da, cred că nu o fă cel mai bună idee cu Betfair, să dăm exemplu, trebuia să mă o firmă X. ok, genul, da. S-o vision nu-mi place mie, așa. Da, nu e ok să dăm. Bun, bine, mulțumim, genul.